Dana, mulți dintre craioveni te știu deja, de prin baruri, de la cântări. Aș vrea să te prezinți pentru cei care încă nu te-au cunoscut. Eu sunt Dana, pe lângă faptul că am o viață așa mai tumultoasă cu muzica de 10 ani, 12 ani, sunt o tipă ok, sunt sociabilă, îmi plac oamenii, iubesc natura, iubesc animalele. Sunt un om natural, nu știu, nu cred că am ceva în plus față de alții, doar că am părul creț, poate, și că adoc să cânt. Și poate timbrul meu face diferența, nu este? Apropo de cântat, cum te-ai apucat de cântat? M-am apucat cred că aveam vreo 16 ani, la balul bobocilor de la Bălcescu, am fost acolo în liceu, și mi-a spus un tip, băi, tu ai voce faină, de ce nu faci treaba asta? Eu mai cântasem înainte la triș cu o chestie, cu banchet, în fine. Și tipul a zis, băi, tu ai o voce faină, poți să faci treaba asta. Și mi-a zis, băi, hai să facem niște negative. Și țin minte că am avut Toni Braxton, Unbreak My Heart, Celine Dion, My Heart Will Go On, pe care o cântam. Atunci mie mi se părea că o cântam wow. Acum când mă uit în spate, o cântam foarte slab. Eram copil, n-aveam pregătire, n-aveam nimic. Experiență, tăcă. Și țin minte că veneam cu astea două piese la fiecare bală din anul ăla. 16-17 ani, perioada aia. Băi, da, a fost cea mai tare perioadă. Gin și toate distracțiile și toate cântările acolo m-au făcut să-mi doresc mai mult, știi? M-au făcut să-mi doresc muzica, să-mi doresc să fiu pe scenă, să fiu în fața oamenilor, în centrul atenției, știi? Și acum ai ajuns la Vocea României. Este al doilea an când participi. Cum ți se pare? Băi, e o stare super faină. Este prima oară când am fost, m-am dus cu emoții, dar cu mai multă încredere în mine, neștiind că de fapt nu eram pregătită pentru pasul ăla, știi? Și acum am muncit un an, practic, anul 2012 l-am muncit, nu m-am dus niciunde, n-am cântat niciunde ca și concursuri. Și anul ăsta m-am dus, cred, mult mai pregătită și sper să-mi iasă cât mai bine și cât mai bine. Am trecut blindul și acum aștept duelul și aștept să văd ce fac și sper să-mi iasă toate treburile astea bine și să mă pun și eu undeva la locul meu acolo, știi? În ceea ce privește competițiile muzicale, ai participat de-a lungul timpului? Nu, doar la Vocea României. Cred că am fost la Megastar, dar acolo n-am, nu știu, nu mi-a ieșit treaba, nu. La Popstars, dacă nu mă înșel, țin minte că am luat trenul, le-am spus alor mei că ies în oraș și am luat trenul și m-am dus la Popstars. Ca acolo să aflu că, de fapt, eram prea mică și nu aveam 18 ani și, practic, mă dusesem degeaba. Asta e cea mai tare fază din viața mea. Cum te pregătești din punct de vedere al vocii și așa mai departe? Am făcut niște cursuri de canto și mă ajută foarte mult. Am niște exerciții secrete ale mele. Nu sunt normale, nu sunt mami, mi, mo, mu. Mi se par foarte banale astea. Nu știu, poate alții le văd normale, mie nu mi se par wow astea. Eu am exercițiile mele normale, fără să zbier neapărat. Deci este foarte simplu. Și îmi place că dimineața mă trezesc, mi le fac ușor, repaus o oră, două, încerc să nu fumez foarte mult și seara mă duc la treabă. Spune-mi, la ce te aștepți din sezonul ăsta la Vocea României? Mă aștept să merg cât mai departe în concurs, mă aștept să ajung la live-uri, mă aștept să dau tot ce pot din mine. Mă aștept ca lumea să mă iubească, pentru că dacă lumea nu te votează sau lumea nu te vrea, sau pur și simplu lelene să voteze, înseamnă că nu ai acel ceva. Poate nu ești pregătită, nu știu. Așa cred eu. Publicul este cel care te poate desfința într-o secundă sau poate să te iubească toată viața, știi? So happy, and I'm in my bed.
De sigur e acum pe ea. Serios, s-a evoluat foarte mult. Hai! To you, you, I look to you. Ce privește publicul din Craiova, ce crezi despre el? Publicul din Craiova întotdeauna a fost lângă mine, mi-a fost apropiat sufletului. Oriunde m-aș duce în Craiova, chiar dacă sunt la început mai... Băi, frate, încă nu mă cunosc poate unii dintre ei, dar în principiu 90% au fost deschiși la felul meu de a fi, la muzica mea și la tot ce am putut să ofer. E un public fain și ți-o spun, nu că aș fi din Craiova sau că am cântat ce mai mult în Craiova, logic, dar ți-o spun că sunt deschiși, oltenii deschiși, știi, sunt open mind. Ceea ce privește muzica, ce stil îți place cel mai mult să abordezi? Dacă vorbim de muzică, aici e vorba de mai multe lucruri. Mie îmi place muzica rock, am crescut cu muzica rock. Sunt deschisă și la alte genuri, pentru că nu-mi place să mă uit doar în față, îmi place să mă uit și în stânga și în dreapta, dar de abordat, cred că un pop rock aș aborda, pentru că e important și publicul să fie alături de tine, pentru că nu poți să ai doar un public, deși sună foarte fain, sună bazm, știi? Eu așa mi-aș dori, știi? Dar am realizat în timp că trebuie să placi cam pe toată lumea. Știu că e ciudat, știu că sună nașpa, sună iurea, dar trebuie să ai un gen al tău, să fii diferită. Eu cel puțin așa cred că sunt diferită. Încă n-am genul meu, încă nu am piesele mele, dar mi-ar plăcea să fiu diferită ca stil. Nu neapărat rock, pop, house, dar să fie stilul foarte fain și al meu. Și lumea să zică, băi, asta e Dana, cred, sigur. Este stilul, este... Asta mi-aș dori. Spune-mi despre colegii tăi de la Vocea României. Care dintre ei te-a impresionat cel mai mult? M-au impresionat foarte mulți de la Vocea României. Toată lumea de acolo are voce. Sunt diferiți toți în felul lor. M-a impresionat foarte mult Valentin Câmpeanu. Are un timbru aparte și are o căldură în voce. A fost chiar aseară, de fapt sâmbătă, la Voce. Abia aștept să-l văd mai departe și să văd cum se dezvoltă. E un om foarte, foarte, foarte frumos și pe dinăuntru și pe din afară. Despre antrenorul tău, ce ne poți spune? Marius Moga. Marius Moga e un tip cu foarte mult bun simț și un tip foarte aparte. Și am lucrat foarte, foarte liniștit, am lucrat ușor, nu ne-am grăbit, nu s-a vorbit foarte mult, nu a fost teatru, a fost chiar for real, știi? Mi-a plăcea să lucrăm cât mai mult împreună. Acum l-am cunoscut destul de puțin, nu mi-aș permite să spun foarte multe, dar e un om fain. E zodia Capricorn. Eu-s gemen, deci... Cred că e. Putea să ne spui când o să înceapă duelurile? Nu știu exact când o să înceapă. Cred că în noiembrie. Abia aștept și eu sunt cu emoțiile... Abia aștept să înceapă duelurile, să văd ce fac, să văd cum mă descurc. Sper să vă uitați. Ținem succes! Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc mult, mult de tot, vă mulțumesc. I look to you. I look to you.